11 școli cu clasele 1-8 din Argeș au fost invitate să participe la această campanie. Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești dorește prin această acțiune să fie conștientizată importanța colectării selective a deșeurilor. Campania are ca scop conștientizarea importanței colectării selective a deșeurilor la nivelul elevilor din școli și dezvoltarea spiritului de competitivitate ale elevilor participanți. De asemenea, va fi și un concurs pentru colectarea selectivă a deșeurilor, concurs care se va materializa și cu o serie de premii oferite de către partenerii campaniei. Una dintre etapele importante ale acțiunii, alături de concursul de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile, este ora de ecologie, activitate realizată de organizatori și de partenerii acestora.